Numele Iisus, Iisus, întregul har, frumusețea lui e fără de odar. Dumnezeu întreprin el ne a pus, binecuvântat să fie întreg Iisus. Numele Iisus, Iisus, întregul har, frumusețea lui. Doamne, cum de sunt,
Destinul tău poți să-l alegi.
Ja, ich darf uns alle ganz herzlich grüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Pot saluta pe toți în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Einige Gesichter kenne ich von unele din fețe cunosc de mai de mult. Wir sehen uns ja nur alle paar Jahre, aber doar noi ne vedem doar la câțiva ani, din când în când. Der Bruder Nico hat gesagt, fratele Nico a spus, ich soll ein paar Worte sagen, wo ich herkomme, ca să spun de unde vin, damit ihr wisst, wer pentru ca să știți cine sunt de fapt. Also mein Name ist Achim Klein. Deci numele meu este Achim Klein. Ich bin mit meiner Frau da. Sunt cu soția mea aici. Este Anja Klein. Este Anja Klein. Wir haben zusammen vier Kinder. Avem împreună patru copii. Auch schon erwachsen jetzt. Care și ei la rândul lor au crescut și sunt și credincioși. Și noi mergem în Germania într-o biserică care nu veți cunoaște, pentru că se spune că este misiunea orașului, pentru ca și orașul să fie misionat. Deci Pforzheim se află între Stuttgart și Karlsruhe. Deci eu am crescut în Siegerland. Acolo am venit la credință, aproape de Köln. Das war eine sehr strenge Gemeinde. A fost o biserică foarte conservatoare. Eine Brüdergemeinde. Într-o biserică de frați creștini. Und wenn man in eine andere Gemeinde gegangen ist. Și dacă mergeai în vremea aceea în altă biserică. Dann haben wir gesagt, nur hier ist das Evangelium. Atunci ei ne spuneau, doar aici este Evanghelia. Und du darfst dich woanders hin. Și nu ai dreptul să mergi într-o altă biserică. Ja, man soll auch vorsichtig sein. Și să fii și foarte atent. Nicht alles, was aus Deutschland kommt, ist gut. Nu tot ceea ce vine din Germania este bine, dar tot ceea ce vine din România este bun, ci noi trebuie să discernem. Și apoi, când am crescut în credință, atunci am văzut că sunt oameni credincioși și în alte biserici și eu astăzi cred lucrul acesta, dar eu iau seama la ceea ce spune omul, că, pentru că de altfel vorba ta te dă de gol, pentru că tu vorbești Evanghelia lui Iisus Hristos. Eu am învățat, pentru că în toate bisericile sunt oameni care îl urmează pe Domnul Iisus. Acesta este un punct foarte important. Deci noi trebuie să rămânem aproape de Domnul Iisus și să avem și o inimă larg deschisă pentru frate. Und diese Balance, die și dacă vreți această balanță, aceasta noi o găsim doar atunci când noi rămânem strâns la cuvântul Domnului und an Jesus Christus și credem sau rămânem în Domnul Iisus Hristos. Ihr wisst ja, dass der Petrus große Probleme hatte. Dumneavoastră știți că apostolul Petru a avut probleme mari mit den Heiden zu essen. Cu, ca să mănânce cu neamurile. Ja, seine Bibel hat ihm das verboten. Căci Biblia lui i-a interzis lucrul acesta. Er war ja Jude. Pentru că el a fost evreu. Und er musste das Gesetz halten. Și el a trebuit să păzească legea. Und obwohl er schon die Offenbarung hatte. Măcar că el a avut deja descoperirea aceea care Dumnezeu i-a spus tu să nu numești necurat ceea ce eu am curățit. El lui totuși i-a fost rușine să șadă împreună cu neamurile și Pavel l-a mustrat din pricina aceasta și i-a spus, dacă tu nu trăiești ca și un evreu, atunci cum vrei să ne împingi ca să trăim cu neamurile? Deci noi trebuie să sau avem dreptul să avem această libertate ca să fim legați de cuvântul lui Dumnezeu. Der Bruder Johann ist so schnell, dass wir in einer Stunde fertig sind. Zic că vorbesc așa de repede că într-o oră să terminăm. Es geht in einem durch, pardon. Dacă Domnul dă har, atunci putem, dacă nu suntem nimic. Ja, wie eine Maschine. Avem nevoie de Duhul Sfânt. Aber ihr kennt so ein bisschen meinen Hintergrund. Poate că acum cunoașteți puțin trecutul meu. Ich möchte euch gerne, also vielen Dank auch, dass ich überhaupt sprechen darf. Mulțumesc că am dreptul să vorbesc. Ich finde, das ist immer etwas Besonderes. Este un lucru deosebit sau găsesc lucrul acesta un lucru deosebit. Weil ein Bruder hat sich vielleicht vorbereitet. Pentru că poate că careva dintre frați de aici s-a pregătit pentru seara aceasta și acum stă fratele Achim în față și răpește timpul. Deci mulțumesc fratelui care s-a pregătit.
Ich möchte zwei Dinge mit euch anschauen heute. Vreau ca împreună să ne uităm la două lucruri. Einmal das Thema Israel. În primul rând, dacă vreți, tema Israelului. Da passieren ganz erstaunliche Dinge. Pentru că în vremea aceasta se întâmplă lucruri îngrozitoare chiar. Und zum Schluss noch etwas von unserem Herrn Jesus Christus. Despre Domnul nostru Iisus Hristos. Der ist der Anfang und der care ist este de fapt începutul și sfârșitul. Și de la El vin toate lucrurile și la El se meargă. Și despre pe El n-avem voie niciodată să-L uităm. Pentru că El este stăpânul casei. Amin. El este acela care a fost, care este și care va veni. Gloria Lui. Aber wir nehmen uns ein bisschen Zeit für Israel. Dar poate ne luăm puțin timp despre pentru Israel. Und ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, was in Israel zur Zeit passiert. V-ați dat seama sau ați auzit ceea ce se petrece acum în Israel? Da passieren Dinge, die sind noch nie geschehen. Se întâmplă lucruri care încă niciodată nu s-au întâmplat în istoria acestei țări. Dieses Land ist ja seit 75 Jahren in Israel. Țara aceasta este de 75 de ani, a luat ființă. Und das, was Jesus in den Endzeitreden sagt. Ceea ce Domnul Iisus a vorbit în vorbirile lui din Matei 24 despre vremea sfârșitului, das kann nur dann in Erfüllung gehen, aceste lucruri se pot împlini doar atunci când este sau când a luat ființă un stat al Israelului. Und das sehen wir, și noi vedem lucrul acesta acum, seit 75 Jahren, căci de 75 de ani Israel, wieder in Land. Israel din nou a luat ființă. Und das ist etwas, wo die Gemeinde Jesu ganz wahrscheinlich, și lucrul acesta ar trebui ca biserica lui Iisus să fie foarte, foarte triază. Pentru că aici s-a împlinit o profeție. Das ist etwas, wo wir wachsam sein. Și de aceea noi trebuie să fim treși. Aber das ist jetzt schon 75. Dar sunt deja 75 de ani de când a luat ființă. Das Erstaunliche, was jetzt passiert. Lucrul care acum se întâmplă sau se petrece în Israel este că poporul la ora actuală este certat sau este dezbinat unul împotriva celuilalt. Der Norden ist gegen den Süden. Nordul țării este împotriva sudului. Und in Tel Aviv demonstrieren. Și în Tel Aviv oamenii demonstrează, sute de mii de oameni iasă pe străzi împotriva conducerii. Das hat's noch nie gegeben. Niciodată nu a fost într-o asemenea amploare. Israel hat immer gegen seine Feinde nach außen gekämpft. Întotdeauna a luptat împotriva dușmanilor de afară. Gegen Syrien, gegen Dacă vreți, împotriva Siriei, împotriva Iranului, împotriva Egiptului. Aber sie haben, waren noch nie da, zerstritten încă niciodată ei în țară nu au fost așa dezbinați ca acum. Seit einem Jahr ungefähr. Și lucrul acesta a luat amploare de un an de zile încoace. Und das liegt unter anderem daran. Și lucrul acesta se petrece deoarece Benjamin Netanyahu este acum prim-ministru acolo. Niemand mag ihn so sehr. Nu prea mult sau chiar nimeni nu îl dorește, dar el vrea să fie cu adevărat șeful statului. De aceea el s-a pus la dispoziția alegătorilor. Aber viele, die normal seine Partei wählen, dar mulți dintre aceia care aleg partidul său, haben gesagt, wir wollen ihn nicht. Au spus că noi nu-l vrem pe el. Und haben nicht rechts gewählt, sondern links. Și nu au făcut alegerea celor din dreapta, ci au ales pe cei din stânga. Und deswegen hat die Likud-Partei, și de aceea partidul Likud, die Partei von Netanyahu, deci partidul lui Netanyahu, nur wenig Stimmen bekommen. A avut doar puține alegători. Und damit er trotzdem regieren kann, și pentru ca el să poată să fie în conducere, muss er alle rechten Parteien zusammenholen, a trebuit ca să adune partidele din partea dreaptă, damit er die Mehrheit bekommt, pentru ca să aibă majoritatea. Also muss er auch ganz deci nach rechts außen gehen. A trebuit ca să meargă așa de departe în partea dreaptă, auch die ultraorthodoxen Juden, ca să adune și pe ultraortodoxi la conducere. Das macht das Leben für uns, oder das Leben für die gläubigen Christen ist da sehr schwer. Și dacă vreți, aceștia fac viața credincioșilor din Israel foarte greu. Auch unter den Juden gibt es ja auch viele, die an Jesus Christus glauben. Chiar și între iudei sunt unii care cred în Domnul Iisus Hristos. Die nennen sich messianische Juden. Ei au denumirea de iudei messianici. Und die haben ein sehr schweres Leben unter den ultra-ortodoxen Juden. Și ei au viață foarte grea sub denumirea sau sub ultra-ortodox. Also die kleine Gemeinde Jesu in Israel, deci, biserica mică a lui Iisus în Israel hat eine sehr schwere Situation. Are o situație foarte grea.
Biblia acum. Denn die ultraortodoxen. Pentru că cei ultraortodoxi wollen gerne die Talmud-Gesetze. Vor ca să intre cu legea Talmudului. Sie wollen gerne, dass der Staat Israel. Ei ar vrea ca statul evreu să fie iudei. Aber im Norden von Israel. Dar în nordul Israelului. Da sind viele moderne firme. Acolo sunt foarte multe firme moderne. Da ist Microsoft und Apple. Microsoft, Apple. Viele Elektronikfirmen. Internationale Konzerne. Da, ați înțeles mai mult. Also viele moderne Arbeitsplätze. Deci, sunt foarte multe locuri de muncă moderne. Und diese Leute leben ein sehr westliches Leben. Acești oameni de acolo trăiesc o viață a celor din vest. Ein sehr freies Leben. Adică o viață liberă. Auch mit Dingen, die man nicht so tun soll als Mensch. Lucrurile cu care noi oamenii n-ar trebui să avem de-a face. Vor allem nicht als Christ. Și în mod deosebit nu ca și creștini. Das Leben in Norden ist pentru că sehr viața frei. Din nordul Israel este foarte liberală. Und sie wollen natürlich nicht și die Talmud-Gesetze. Ei nu vor ca să fie introdusă legea Talmudului. Weil der Talmud sagt, pentru că Talmudul spune gemischte Ehen müssen getrennt werden. Căci căsnicii amestecate trebuie să despartă unii de alții. Deci o căsnicie într-un israelit și unul care nu este dintre israeliți nu este posibil așa ceva. Și mult mai multe alte lucruri. Și de altfel nu au voie atunci nici să facă afaceri cei dintre iudei sau dintre evrei cu restul lumii. Und die orthodoxen Juden și creștinii ortodoxi wollen in jeder Stadt in Israel. Ei creștini evrei ortodoxi. Evrei ortodoxi. Ja. Ja. Ja, die ultraorthodoxe ja, wollen in jedem Ort in Israel wieder den Talmud einführen. Ei vor ca în fiecare localitate din Israel să introducă Talmudul. Und diese Gerichte heißen Sanhedrin. Și atunci aceste judecăți de acolo au denumirea de Sanhedrin. Und dieser Sanhedrin, și acest Sanhedrin, der war schon zur Zeit Jesu. Era pe vremea Domnului Iisus. Und der hat Jesus verurteilt. Și acela l-a condamnat pe Domnul Iisus. Und ist jetzt in der 2015 wieder gegründet worden. Și în 2015 a luat ființă din nou Sanhedrin. Also es scheint so, als ob es biblisch wird. Parcă ar lua o turnură biblică. Als ob die Zeiten so werden, ca și cum in der Bibel beschrieben sind. Ar fi vremurile cum a scris Biblia. Israel ist wieder da. Israel este aceea de 75 de ani. Der ganze Nahe Osten sieht fast so aus wie zur Zeit Jesu. Toată zona de acolo din partea Israelului pare a fi ca și pe vremuri. Wir müssten eigentlich besser das Alte Testament kennen. Deci noi ar trebui să cunoaștem foarte bine Vechiul Testament, um zu verstehen, was pentru ca să înțelegem ce se petrece acolo. Wenn wir das Alte Testament besser kennen, dacă noi cunoaștem Vechiul Testament mai bine, und die Geschichte von Israel, istoria Israelului, dann wüssten wir besser, was kommen wird. Atunci noi am putea să înțelegem mai bine ceea ce urmează să vină. Gott sucht das auf, was vergangen ist. Pentru că, cu alte cuvinte, Dumnezeu chiar se uită la lucrurile care au fost. Das heißt, wer seine Bibel kennt, asta înseamnă că cine cunoaște Biblia sa das, are lumină cu ceea ce va urma să vină. Ich möchte euch eine Bibelstelle zeigen. Eu aș vrea ca să vă citesc un lucru din Biblie, din Zaharia, din capitolul 7. Mulțumesc că ai spus și versetele pe germană. Încă n-am întâlnit lucrul acesta până și la voi la Bărăbanți. Domnul să vă binecuvinteze. Zaharia 11. În Zaharia 11. Zaharia 11, vers 7. Bis vers 11. Mit 7, ja? Ja. Ja. Atunci m-am apucat să pasc oile de tăiat. În adevăr, cele mai ticăloase din turmă. Am luat două toiege. Pe unul l-am numit Îndurare, iar pe celălalt l-am numit Legământ. Și am păscut oile. Am nimicit cu dezăvârșire pe cei trei păstori într-o lună. Sufletul meu nu-i mai răbda și se scârbise și sufletul lor de mine. Și am zis, nu vă mai pot paște. Ceea ce are să moară, să moară, ceea ce are să piară, să piară și cele ce mai rămân să mănânce unele pe altele. Mi-a luat toiagul Îndurare și l-am rupt.
ca să rup legământul meu pe care îl încheiasem cu toate popoarele. Și când s-a rupt în ziua aceea nenorocitele acelea de oi, care au luat seama la mine, au cunoscut astfel că acesta era cuvântul Domnului. Și versetul 14. Apoi mi-am rupt al doilea toiag, legământ, ca să rup frăția dintre Iuda și Israel. Das ist ein ganz interessanter Vers. Acestea sunt, sau acesta este un verset foarte interesant. Gott hat zwei Stäbe. Pentru că Dumnezeu a avut două toiage. Der eine Stab ist der Stab Huld, der Bund mit allen Völkern. Unul este, este toiagul îndurare din versetul 10. Und der andere Stab. Și cealaltă, celălalt toiag ist der Stab Eintracht. Este toiagul legământ. Die Bruderschaft zwischen Juda und Ephraim. Deci frățietatea între Iuda și Efraim. Juda war im Süden Israels. Iuda a fost în sudul Israelului. Und Ephraim war im Norden Israels. Și Efraimul a fost în nordul Israelului. Am Anfang war Israel ein Land. La început Israelul a fost o țară. Unter dem König Saul war Israel ein Sub Land. Sub împăratul lui Saul a fost o singură țară. Auch unter David und Salomo și war Israel ein Land. David și sub Solomon. Aber nach Salomo ist Dar Israel după zerbrochen. Solomon atunci s-a despărțit. Israel ist in zwei Teile zerbrochen. Israelul s-a rupt în două. Und zwar in Ephraim und Juda. Adică Efraimul și Iuda. Einen Norden und einen Süden. Nord și Sud. Und heute haben wir Streit și zwischen Norden und dem Süden. Astăzi este ceartă între cei din Sud și cei din Nord. Es ist fast, als ob sich das wiederholt. Este ca și cum acum aproape că s-a repetat. Wann schreibt Zacharia das? Când a scris Zaharia lucrul acesta? Zacharia im 5. Jahrhundert vor Christus. Cu 500 de ani înainte de Hristos. In 605 wurde Israel in die Gefangenschaft. În 605 Israelul a fost dus ca rob de război. Nebucadnezar kommt nach Jerusalem. Nebucadnezar a venit în Ierusalim. In 605. În 605. Er erobert die Stadt und a cucerit orașul și a luat poporul de acolo și a dus în captivitate. Ja, das ist die babylonische Gefangenschaft. Aceasta ei erau duși în Babilon. Ei acolo au fost duși în captivitate. Einige 150 Jahre ungefähr vorher. Cu 150 de ani înainte. Ja, 733. 733 înainte de Hristos. A venit împăratul Asiriei. Überfällt Israel. A cucerit Israelul. Und nimmt das Nordreich gefangen. Și a luat partea de nord a orașului, a țării. Und Ephraim kommt in die assyrische Gefangenschaft. Și Efraimul s-a dus în Siria ca și rob de război. Ephraim bestand aus den 10 Stämmen Israel. Deci Efraimul era era făcut din cele 10 seminția lui Israel. Und die sind nie aus der Gefangenschaft zurückgekehrt. Și aceștia nu s-au mai întors niciodată în totalitate din captivitate. Captivitate, ja, genau, ja. Also 733 von 733 a venit Asiria și a luat Efraimul. Iuda bleibt übrig. Iuda a rămas apoi. 605. Și 605. 130 Jahre später. 130 de ani aproximativ mai târziu. A venit Nebucadnețar. Und holt auch Juda weg. Și a luat și pe iudei. Iuda bleibt 70 Jahre in der Gefangenschaft. A rămas 70 de ani în Babilon ca și rob de război. Und nach 70 Jahren, și după 70 de ani, sagt Gott durch Kyros, Dumnezeu prin Cir, ja, du darfst wieder nach Hause Israel. Tu, Israele, ai dreptul să mergi înapoi acasă. Der persische König Kyros sagt, ihr dürft wieder nach Hause. Împăratul Persiei spune Cir, spune, aveți dreptul să vă întoarceți acasă. 535 vor Christus. 553 de ani înainte de Hristos. 20 Jahre später. Cu 20 de ani mai târziu. Haben sie den Tempel gebaut. Ei au construit templul. 515 a început. Und zu der Zeit. Și în vremea aceea. Zacharia scrie Zaharia această lucrare. Zacharia schreibt also zu einer Zeit. Zaharia scrie într-o vreme. Als Juda gerade wieder aus der Gefangenschaft. Când Iuda s-a întors acasă din
prin soare, din captivitate. Und wo sie ihren Tempel wieder gebaut haben. Și când ei și-au reconstruit, au construit templul, un templu mic. Die Leute haben geweint, als sie diesen kleinen Tempel sahen. Oamenii atunci când au văzut templul făcut, oamenii plângeau. Pentru că ei spuneau că templul lui Solomon a fost atât de mare. Und der Tempel unter Zacharia ist so klein. Și templul acesta făcut în vremea lui Zaharia era atât de mic. Aber der Tempel war wieder da. Dar templul era acum aceea. Und zu der Zeit stand Zacharia. Vremea aceea, Zaharia scrie aceste cuvinte, că Dumnezeu rupe unul dintre toiege și prietenia, frățietatea dintre Iuda și Israel se rupe. Aber versteht ihr, dar înțelegeți? Efraim war gar nicht mehr da. Efraim nici nu mai exista atunci. Seit 200 Jahren war de 200 de ani ei au fost duși războiul. Es gab kein Efraim. Nu mai era. Nu mai exista Efraim. Era doar Iuda. Iuda und Jerusalem. Iuda și Ierusalimul. Und Benjamin. Și Benjamin. Die beiden Stämme aceste două seminții existau. Care s-au întors din Babilon. Warum schreibt aber Zacharia? Atunci, de ce scrie Zaharia? Bruderschaft zwischen Juda und Israel. Că eu voi rupe frăția dintre Iuda și Israel. Versetul 14 din 11 Zaharia. Când Efraim nici nu mai exista? Konnte das für seine Zeit gelten? Putea să fie valabil versetul acesta pentru vremea lui? Nein. Nu. Weil es gab nur Juda. Pentru că exista doar Iuda. Für welche Zeit gilt das? Atunci pentru ce vreme este valabil cuvântul acesta? Für die letzte Zeit. Pentru vremea din urmă. Für die Endzeit. Pentru vremea sfârșitului. Die Gemeinde Jesu wartet schon 2000 Jahre, dass Jesus wiederkommt. Biserica lui Isus așteaptă de 2000 de ani ca Isus să revină. Aber eines hat die Gemeinde Jesu noch nicht gesehen. Dar un lucru încă n-a văzut biserica lui Isus. Dass Israel wieder existiert. Ca să ieie ființă biserica lui Isus. Aber das sehen wir. Da, să iei ființa poporului Israel. Dar lucrul acesta noi îl vedem. Israel este wieder da. Israel este aici. Und seit 75 Jahren. De 75 de ani încă. Versucht Israel zu überleben. Și de atunci până acum Israel încearcă să supraviețuiască. În situațiile acestea în care ei sunt înconjurați cu țările din jur. Es hat viele Kriege geführt. Și ei, poporul Israel, a avut mult de luptat cu cei din jur. 1976, 1973, 1949, 1967. Ja, und auch immer wieder Kriege gegen Gaza. Deci întotdeauna ei au avut de luptat împotriva celor din Gaza. Und das alles in einer ständigen Spannung. Ei întotdeauna au fost într-o Kleștare. În Kleștare. Tensiune. 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 În Kleștare. Cum vreți să o numiți? Tot timpul a fost așa. Aber das Land war immer einig. Dar țara aceasta întotdeauna a fost unită. Die Israelis haben immer zusammengehalten. Israeliții întotdeauna ei au fost uniți unii cu alții. Aber jetzt passiert etwas. Dar acum se întâmplă un lucru ciudat. Netanyahu wird gewählt. Netanyahu a fost ales. Die Orthodoxen kommen an die Regierung. Ortodoxii au venit la conducere. Und wollen Israel zum Talmud starten. Și vor ca să introducă Talmudul în Israel. Und der Norden Israels. Și nordul Israelului. Efraim. Efraimul. Will das nicht. Nu-i trebuie lucrul ăsta. Wir wollen nicht unter die Talmud. Nu vrem ca să fim sub legea Talmudului. Noi vrem să trăim ca și în Europa. Und sie demonstrieren. Și demonstrează. Hunderttausende von Menschen. Sute de mii de oameni. Bis zu 300.000 in Tel Aviv abends Samstag. Sâmbătă au fost până la 300.000 de oameni în Tel Aviv. Das care am demonstrat. Noch nie gesehen. Niciodată n-am mai văzut Israelul așa ceva. Die arabischen Staaten. Țările din dintre arabi, de la arabi, stehen außerhalb von Israel. Ei stau în jurul Israelului und reiben sich die Hände și își freacă mâinile und sagen, warte nur. Și ei spune, așteptați puțin, căci evreii se omoară ei între sie ei, das immer schon gemacht. Pentru că s-a mai întâmplat lucrul acesta. Și vor face lucrul acesta din nou. Eine große Verunsicherung in Israel. Este o nesiguranță foarte mare acum în Israel. Nu știe ce va urma. Und einer ist gegen den anderen. Și unul este împotriva celuilalt. Und der andere gegen den einen. Și unii împotriva la unul. Wie das noch nie gesehen wurde. Cum încă niciodată nu s-a mai văzut. Der israelische Botschafter. Ambasadorul Israelului. Der in Washington 8 Jahre care a fost în Washington ca și
Ambassador, war in Israel im Fernsehen. A fost în Israel la televiziune und wurde interviewt. Și s-a luat interviu. Und er hat gesagt, și el a spus, das was hier passiert in Israel, ce se întâmplă acum în Israel, eu n-am trăit așa ceva. Ich bin seit 25 Jahren in der Politik. De 25 de ani în politică. Aber sowas habe ich noch nie erlebt. Așa ceva eu n-am văzut niciodată. Das so eine Spaltung im Volk. Ca să fie o spărtură așa de puternică în popor. Bevor er Botschafter gewesen ist. Înainte ca să fie ambasador. War er Sicherheitsberater. El a fost un sfătuitor al lui Ehud Barak. Der kennt die Politik sehr sehr gut. Și cunoaște politica foarte, foarte bună. Und er hat gesagt, das, și el a spus ceea ce eu văd acum. Das erinnert mich an die Bibel. Aceasta mi-aduce aminte de întâmplările din Biblie. Das ist ja fast so wie früher. Pentru că parcă este ca și cum a fost odată. Als Israel auseinandergebrochen ist. Israelul a fost rupt în două. Unter Jeroboam und sub domnia lui Ieroboam și a lui Roboam. Da. Das erinnert ihn sogar geografisch. Și spune că el își aduce aminte și de geografia din vremea aceea. Im Süden Juda und Jerusalem. În sudul este Iuda și Ierusalimul. Și în nord Tel Aviv, Haifa. Fast so wie damals. Aproape ca și atunci. Und er sagt, wenn das so și el spune, dacă lucrurile acestea continuă und die spalten im Volk nicht aufhört, și când această despărțire din popor nu se oprește, dann bricht Israel aus, atunci Israelul se rupe în două. Da sagt der Botschafter von Israel. Asta spune un ambasador al Israelului. Und der Sicherheitsberater von Ehud Barak. Și care a fost un sfătuitor de siguranța lui Ehud Barak. Das ist insgesamt im Volk Israel die große Angst. Aceasta este teama mare a poporului Israel. Dass der Staat auseinanderbricht. Că statul se va rupe în două. Und erstaunlicherweise. Și în mod deosebit. Hört man bei den Pastoren nichts davon. De pastorii nu vorbesc nimic despre lucrul acesta. Also ich habe niemand gehört von deutschen Pastoren oder amerikanischen Pastoren. Nimeni dintre pastorii din Germania, eu n-am auzit vorbindu-se despre lucrul acesta. Care să se exprime despre lucrul acesta. Man schweigt das lieber weg. Lucrul acesta este parcă mai plăcut ca să taci. Weil das ist so unangenehm. Pentru că nu este plăcut să vorbești despre asemenea lucruri. Și poate chiar și periculos. Weil das ist sehr große Politik. Pentru că e vorba de o politică la nivel înalt. Aber die Gemeinde Jesu, dar biserica lui Iisus, die hat Licht. Aceea are lumină. Die kennt seine Bibel. Pentru că își cunoaște Biblia. Deswegen lesen wir die Bibel. De aceea noi citim Biblia. Studieren wir auch. Și de aceea noi studiem Biblia. Wir wissen aus der Heiligen Pentru Schrift, că noi știm din Sfânta Scriptură că Dumnezeu, El poate să aducă istoria înapoi. Dumnezeu duce istoria înapoi. Und wenn die Dinge geschehen, și când aceste lucruri se vor petrece, die Christen, denen Gott Gnade atunci acei creștini cărora Dumnezeu le dă har, das aus der Bibel verstehen, ca să vor putea să înțeleagă lucrurile acestea din Biblie. Dar aici, în Zaharia, avem și un verset care spune lucrurile acestea dinainte. Apoi mi-am rupt al doilea toiag legământ ca să rup frăția dintre Iuda și Israel. Se pare că prietenia aceasta s-a ridicat deja deasupra nordului și deasupra sudului. Deci se pare că de noi suntem în faza în care acest verset din Biblie să se împlinească înaintea ochilor noștri. Jesus kommt wieder. Iisus va reveni. Die Zeit kommt. Vremea vine. Und sie läuft. Și chiar fuge timpul. Galopează. Sie rennt. Ea fuge. Und wir müssen wach sein. Și noi trebuie să fim treji. Und Gottes Wort kennen. Și să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Gott zerbricht zwei Stäbe. Dumnezeu rupe două toiege. Ein Stab war die Bruderschaft zwischen Juda und Israel. Este frățietatea, frăția dintre Iuda și Israel. So, als ob wir das heute sehen. Și parcă noi vedem lucrurile astea astăzi. Ich glaube nicht, dass der Staat Israel so schnell schon auseinanderbricht. Eu nu cred că poporul Israel sau statul Israel se rupe așa de repede. Das dauert noch etwas. Poate că mai durează ceva. Aber das wird kommen. Dar se va împlini. Weil die Propheten, pentru că profeții Joel, Joel und și Mica și Zaharia
Maria, wenn sie von der Endzeit sprechen, atunci când ei vorbesc despre vremea sfârșitului, immer wieder unterscheiden ei întotdeauna vorbesc despre Efraim și Iuda și despart. Auch Jesaja und Jeremia. Chiar Isaia și Ieremia vorbește. Und sie sind hochexakt. Și ei sunt foarte exact de la înălțime. Sie schreiben Efraim und Juda. Ei scrie Efraim și Iuda. Sie schreiben Israel und Jerusalem. Ei scrie Israel și Ierusalim. Und sie benutzen das sehr exakt. Și ei folosesc cuvântul acesta foarte exact. Aber wir hören oft nicht gut. Dar noi de multe ori nu luăm seama la lucrul acesta. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Vă dau un exemplu imediat. Aber die Propheten, dar prorocii, die unterstellen für die letzte Zeit, pentru aceea când vorbesc despre vremea din urmă, Israel in zwei Teile geteilt. Se vorbește despre faptul că Israel este împărțit în două. Dafür müsste man sich ein bisschen Zeit nehmen. Și dar trebuie să ne luăm ceva timp pentru să ne detaliez zeigen. Nu pot să vă arăt acum în detaliu pentru că noi trebuie să săpăm, să zic așa, în aceste lucruri. Dar putem să vedem. Und ich habe davon gesprochen vor 5 Jahren. Cu 5 ani înainte am început să vorbesc despre lucrul acesta. Und alle haben zu mir gesagt, du bist verrückt. Toți au spus că ești. Ich habe vor na letzte Woche einen Pastor getroffen aus Jerusalem. Săptămâna trecută m-am întâlnit cu un pastor din Ierusalim. Wir haben uns sehr gut unterhalten. Am vorbit foarte bine împreună. El a fost la noi în Germania și el a vorbit în biserici. Und ich habe ihm gesagt, kann es sein, dass Israel auseinanderbricht? L-am întrebat, e posibil ca Israelul să se rupă în două? Und er sagt, ich habe das schon vor 25 Jahren gehört. El a spus, eu am auzit lucrul acesta încă cu 25 de ani în urmă. Da, gab's immer mal Leute, die davon gesprochen haben. Au fost încă de atunci oameni care vorbeau din când în când despre asta. Und ich sage, frag dich nicht, weil ich das aus der Politik höre. Eu nu te întreb căci am auzit despre lucrul acesta de la oameni din politică. Ich frag dich, weil ich das in der Bibel gefunden habe. Eu te întreb pentru că eu am găsit lucrul acesta în Biblie. Das ist ein Unterschied. Este o diferență. Wir achten nicht auf diese Augen. Deci, wir achten nicht auf diese Augen. Menschlichen Augen. Ich habe nicht verstanden gut. Wir achten nicht auf unsere menschlichen Augen, sondern auf die Augen Gottes. Noi nu ne uităm la ceea ce izbesc ochii, ci noi ne uităm la ceea ce Dumnezeu ne arată. Wir tun gut, auf das Wort Gottes zu achten. Este foarte bine pentru că noi să luăm seama la cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu dă lumină într-un lucru întunecos. Noi avem cuvântul profetic al lui Dumnezeu. Aus der Bibel haben wir dieses Licht. Din Biblie noi avem versetele acestea. Wir sind wartende. Noi suntem aceia care așteptăm să vină. Aber Gott hat zwei Stellen. Dar Dumnezeu are două toiege. Der eine Stab war die Bruderschaft zwischen Juda und Israel. Unul dintre ele a fost frăția dintre Iuda și Israel. Aber der andere Stab. Dar celălalt toiaș. Stab in Vers 10. Ia din îndurarea. Versetul 10. Zaharia 11 cu 10, mi-am luat toiagul în durare și l-am rupt ca să rup legământul meu pe care îl încheiasem cu toate popoarele. Gott hat noch einen Stab. Dumnezeu mai are încă un toiag. Ein zweiten. Al doilea. Und den zerbricht er auch. Și pe acesta îl rupe. Ist der Stab, den este vorba despre toiagul des Bundes mit allen Völkern. Legământului pentru toate poporele. Welchen Bund hat er mit allen Völkern Gott mit allen? Ce legământ a făcut Dumnezeu cu poporele? Na, einen Bund bei Noah. A făcut un legământ pe vremea lui Noe. Einen Bund in Christus. Dar noi avem acum un legământ prin Hristos. Und Christus geht auch zu Ende. Și acest legământ prin Hristos va avea un sfârșit. Halte fest, was du hast. Deci ține tare de ceea ce ai. Dass niemand deine ca nimeni să nu-ți fure. Wir leben in sehr gefährlichen, în vremuri foarte periculoase pentru Duhul nostru. Și diavolul caută pe cine să înghită. Gott zerbricht seinen Stab. Dumnezeu rupe mit dem Bund zwischen Juda und Israel. Rupe acest toiac de frățetate dintre Iuda și Israel. Aber er zerbricht auch seinen Stab. Rupe și toiacul legământului și cu îndurare. Versetul 11 spune, și când s-a rupt în ziua aceea nenorocitele acelea de oi care au luat seama la mine au cunoscut astfel că aceasta era cuvântul Domnului. Der Bund wird aufgehoben noch am selben Tag. Deci legământul va fi ridicat încă în aceeași zi. Este ca și cum Evanghelia va fi luată de la neamuri și va merge acasă în
Israel. Und da es einen Abschluss findet. Și acolo va fi încheierea. Und dann kommt Jesus wieder. Și va veni, va reveni Iisus. Ganz grobe Züge. Deci vor fi lucruri. Deci e un tablou, să zic așa, grob. Das Evangelium ging grob. În mare. În mare, ia, motamo. Deci e ceva aspru, ceva care nu se vede foarte bine. Deci e ca și așa neprelucrat. Ia, neprelucrat, ungefer, aproximativ. Das Evangelium ging ja von Jerusalem aus. Evanghelia a plecat de la Ierusalim sau a venit. Begann die Gemeinde Jesu. În ziua cincizecimii a început biserica lui Isus. Und ging nach Samaria. S-a dus în Samaria. Și după aceea s-a dus în toată lumea. Paulus hat das Evangelium nach Europa gebracht. Și Pavel a dus Evanghelia și în Europa. Und das Evangelium ging zu den Völkern. Evanghelia s-a dus la popoare. Es war der Bund mit den Völkern. A fost legământul cu popoarele care crede în Iisus Hristos pentru neamuri. Aber am Ende der Zeit, da, la vremea sfârșitului, das Evangelium wieder heim. Evanghelia va merge înapoi. Und dann kommt Jesus wieder. Și va reveni Iisus. Und das erleben wir. Și acestea noi le trăim. Als Israel gottlos war, când Israel nu credea în Dumnezeu, hat Gott den Assyrer geschickt. Atunci Dumnezeu a trimis pe Asirien. Als Israel gottlos war, când Israel nu credea în Dumnezeu, hat Gott den Nebukadnezar. Dumnezeu a trimis pe Nebucadnețar. Und als die Christen gottlos waren, și când creștinii nu mai vor să creadă, hat er uns den Bill Gates geschickt. Atunci ne-a trimis pe Bill Gates. Wer weiß das? Cine știe lucrul acesta? Was ich weiß ist, ce știu eu? Die Probleme, die wir haben. Problemele care le avem. Sind keine finanziellen. Nu sunt probleme neapărat financiare. Keine gesundheitlichen. Nu probleme de sănătate. Sondern es liegt an unserer Gottlosigkeit. Ci este, depinde de noi cât credem în Dumnezeu sau nu. Die Völker haben Gott verlassen. Popoarele l-au părăsit pe Dumnezeu. Und es gilt besonders für Deutschland. Și este valabil în mod deosebit pentru Germania. Besonders für den Westen Europas. Dacă vreți, în mod deosebit pentru vestul lumii. Die Sorgen, die wir haben, liegen nur an einer Sache. Îngrijorările care noi le avem sunt cu privire la că nu mai credem în Dumnezeu. Die Völker wollen Gott nicht mehr. Poporile nu mai vor pe Dumnezeu. Und sie wollen Jesus nicht mehr. Ei nu mai vor pe Iisus. Und irgendwann sagt Gott, și cândva Dumnezeu o să zică, dann gehe ich wieder. Atunci eu mă duc. Und ich zerbreche den Staat. Și eu rup, den ich lange gehabt habe. Lup? Legământul. Und der Bund wird aufgehoben am selben Tag. Și legământul acesta va fi ridicat într-o singură zi. Und die Schafe Jesu, și oile lui Iisus, die auf mich achteten, aceia care spune versetul 11, și când s-a rupt în ziua aceea, nenorocitele acelea de oi care au luat seama la mine. Hörte das? Ascultați voi lucrul ăsta. Wenn wir wachsam sind, dacă noi suntem treji, atunci noi avem lumină aus Gottes Wort, din cuvântul lui Dumnezeu. Wir sehen, dass der Bund zwischen Juda und Israel zerbrochen ist. Legământul acela de frățetate dintre Iuda și Israel. Und dass wir das schon spüren können in Israel. Ca noi să putem acum deja să simțim lucrul acesta din Israel. Dauern, bis Israel zerbricht. E posibil să mai dureze ceva până când Israelul se rupe. Aber es ist wie so ein Haares. Este ca și cum s-a făcut o fisură. Aber ein tiefer, tiefer Haares. Dacă vreți, o fisură adâncă, adâncă. Not und Angst, was au nevoie, nevoie, băgați, le teamă de ceea ce se va întâmpla. Poate să rămână poporul și toată aceasta împreună sau să rămână. In den Nachrichten, in den Zeitungen spricht man offen darüber. Și în știri și în ziare se vorbește acum deschis despre ruperea lor. Wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten, dacă am avea mai mult timp, könnten wir mal Jesaja anschauen, am putea să ne uităm la Isaia, Mica, Jeremia, oder ein paar Stellen in Joel, câteva locuri din Joel, und dann werden wir sehen, dass die Bibel sagt, spune că în vremea din urmă Israelul se rupe în două. Wenn das kommt, Achim, ja? Entschuldigung, vezi că la noi traducerea din versetul 11, nenorocitelele de oi, poate fi înțeleasă altfel. Cred că nenorocite are sensul de prigonite, de necăjite, nu de... Adă, bai unții sunt nenorocite, adă, s-o vii, adă, ganz am bun de geschlagă. Ja, ok. În germană ce termen? Und in deutsch, mot am o vizat. Wie heißt es bei euch? Bei uns ist es... Sagen wir das Verb, die Elende, Elende, das ist ja, keine Zünd. Terminat la pământ. Ja.
Die care n-au nicio nădejde, nicio speranță. Ja? Dar au urechi. Ja? Wir sind ganz dumm, aber die haben die Ohren. Was hast du gesagt? Wir sind ganz am Boden, aber die Ohren haben die Ohren. Amen, so ist es genau. Sag das nochmal auf Rumänisch. Să spun pe românește. Deci ești la pământ cu totul, dar urechile sunt deschise. Ja? Să asculte. Die Letzten sind die Ersten. Deci ultimii, cei din urmă, vor fi primii. Und die Ersten sind die Letzten. Și... Ja, ich habe in Deutschland mit vielen Pastoren gesprochen darüber. Vorbit cu mulți pastori despre lucrul acesta, pe tema asta. Sicher 100 Pastoren angestellt. Sigur, 100 de pastori le-am și scris. Und es ist sehr schwer, deren Gehör zu bekommen. Este foarte greu ca să audă cineva. Aber viele einfache Christen hören das und verstehen das. Creștinii simpli, aceștia aud și înțeleg. Ja, auch die Pastoren fangen langsam an, aber es ist schwierig. Și pastorii unii dintre ei încep să audă. Ja? Dar e greu. Die Schafe, die am Boden waren, deci, die haben gehört. Oile acelea care sunt la pământ, jos de tot, ei au auzit. Die Schafe, die auf Jesus achten, die merken, dass es Gottes Wort ist. Oile acelea care se uită la Iisus. Ja, die auf Jesus achten. Aceia înțeleg. Oile mele ascultă glasul, glasul meu. Meine Schafe hören meine Schafe, Amen. Meine Schafe hören meine Stimme. Okay. Ja? Jesus redet im Wort Gottes. Iisus vorbește în cuvântul lui Dumnezeu. Wer voll Wort ist, ist voll Geist. Cine este plin de cuvântul Domnului este plin de Duhul Domnului. Wer voll Geist ist, ist voll Wort. Cine este plin de Duhul Domnului este plin de cuvântul Domnului. Der engste Kontakt, den wir haben können zu Gott. Deci contactul cel mai apropiat care putem să-l avem de Dumnezeu este când noi citim și auzim cuvântul lui Dumnezeu. De aceea diavolul întotdeauna ne împiedică să citim cuvântul Domnului. Eu nu știu cum este la voi, dar eu când îmi iau Biblia și o deschid, atunci telefonul sună. Sau iese cineva la ușă. Sau îmi vine ceva minte că trebuie să o fac acum. Ceva întotdeauna se când eu iau Biblia să o citesc, și atunci trebuie să încep din nou și din nou să citesc. Și chiar dacă am citit tot capitolul, iar trebuie să-l recitesc. Până când Dumnezeu dă har ca prin Duhul lui Dumnezeu să pot să înțeleg cuvântul Său. Și cuvântul Lui să vină în inima mea. Și la predică tot așa este. Câteodată durează 5 minute, 10 minute. Până când îți dai seama că oamenii se trezesc. Ping da einer, ping da einer. Ja? Und die Leute werden und hören. Și oamenii atunci aud. Und das ist was Feines. Și este un lucru frumos. Und deswegen, fein. Da wo Gottes Wort ist, ist Gottes Geist. Acolo unde este cuvântul lui Dumnezeu, este Duhul lui Dumnezeu. Das Wort ist Geist. Căci cuvântul Domnului este Duh. Gott ist Geist. Dumnezeu este Duh. Und Jesus ist Gott. Și Iisus este Dumnezeu. Und Jesus ist das Wort. Și Iisus este cuvântul. Und das Wort ist Geist. Și cuvântul este Gott, Duh. Es ist eins. Și Dumnezeu este unul. Wenn wir engen Kontakt zu Gott haben, când noi avem contact cu Dumnezeu, müssen wir Gottes Wort lesen. Atunci noi trebuie să citim cuvântul Domnului. Să punem mâinile să ne rugăm ca Dumnezeu prin Duhul Lui să ne dorească cuvântul. Ceea ce noi am primit prin Domnul Iisus Hristos este o taină mare. Și că noi avem dreptul să credem lucrul acesta este un lucru de o importanță mare. Nu se poate plăti cu bani. Wenn wir glauben können, dacă noi putem crede, dann sind wir dabei. Atunci suntem aici. Dann dürfen wir zu Jesus Christus gehören. Și noi putem să fim părtași cu Iisus Hristos. Und damit komme ich zu dem zweiten Punkt. Și acum venim la al doilea punct. Was sollen wir glauben? Ce să credem? Ist Glauben eine Leistung? Este credința o sforțare? Ist Glauben Arbeit? Este credință un lucru. Der Bruder hat es eben schön gelesen. Fratele a citit foarte frumos. Glaube ist das Überzeugtsein von etwas. Căci credința este ca să fii convins de ceva. Und dieses Überzeugtsein. Și acest să fii convins. Wenn wir verstehen, dass Gottes Wort wahr ist. Ca să putem să înțelegem că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, atunci în noi se creează credința. Und dieser Glaube ist. Și această credință este. Der aus dem Wort Gottes kommt. Care vine din cuvântul lui Dumnezeu. Denn die Predigt kommt aus dem Wort. Pentru că predica vine din cuvântul lui Dumnezeu. Și credința vine în urma predicii sau auzirii cuvântului. Ich möchte euch was zeigen, was Abraham geglaubt hat. Vrea ca să vă spun ceva sau să vă arăt ceva ceea ce a crezut Abraham. 1. Mose 22, deci în Genesa 22, Abraham
Er hat etwas Besonderes geglaubt. Avram a crezut ceva deosebit. Die Bibel sagt ja ceva aparteneros frumos. Die Bibel sagt im Neuen Testament. Biblia spune în Noul Testament. Wenn wir an Jesus Christus glauben, sind wir Kinder Abrahams. Dacă noi credem în Domnul Iisus Hristos, ne suntem copiii Săi. Wieso sind wir Kinder Abrahams? Cum suntem noi de fapt copiii lui Avram? Wir sind doch keine Juden. Noi nu suntem iudei. Wir sind keine Semiten. Noi nu suntem semiți. Wir sind Jafetiten. Noi suntem Jafetiți. Sem, Ham, Jafet. Sem, Ham și Jafet. Ja, Semiten die Juden. Semite sunt iudei. De cei din Iordania? Din Perser. Ja, okay, weiter. Das sind alles Semiten. Das ist tot Semite. Ja? Und in Europa? Și în Europa? Das sind alles Jafetiten. Ăștia sunt toți cei din Jafet. Die zähle ich jetzt auch nicht auf. Noi mai numără, că okay, mai repede, ja? Schneller. Wir sind keine Semiten. Noi nu suntem semiți. Wir sind nicht Kinder Abrahams. Noi nu suntem copii lui Avram. Din seminție, după carne. Wir sind Kinder Abrahams nach dem Geist. Noi suntem copii al lui Avram prin Duhul. Pentru că avem aceeași credință ca și Avram. Und was hat Abraham geglaubt? Și ce a crezut Avram? Abraham hat an die Auferstehung geglaubt. Avram a crezut în înviere. Und das können wir sehen in 1. Mose 22. Și putem să citim în Genesa 22. Weil Gott dort von Abraham fordert, pentru că Dumnezeu cere de la Avram, dass er den Sohn opfern soll, ca să aducă pe fiul lui ca jertfă. Nimm Isaac, deinen einzigen Sohn, den du liebst. Versetul 1, după aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis: Avrame, iată-mă. A răspuns el: Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Der Berg Moria, das war wohl derselbe Berg, auf dem Jesus auch geopfert wurde. Muntele Moria este același munte, dacă vreți, pe care a murit și Domnul Iisus. Abraham tut das Unglaubliche. Avram a făcut un lucru de necrezut. Er nimmt seinen Sohn, a luat pe fiul său, und er nimmt Knechte mit sich, a luat pe sluga lui cu el, einen Esel und zieht zu dem Berg Moria. Măgar și s-a dus la muntele Moria. Ihr kennt die Geschichte. Știți această întâmplare. In Vers 5. Oh, ce bine că sună, ne mai vedeți. Vers 5, kannst du lesen? Versetul 5, hai să citim, să fim atenți. Și Avram a zis slugilor sale: rămâneți aici cu măgarul. Rămâneți aici cu măgarul. Eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce. Ja, wollen wir wieder zu euch kommen? Ja, genau, das haben wir unterstrichen. Ja? Warum wir? De ce noi? Abraham sollte seinen Sohn noch opfern. Pentru că Avram s-a dus ca să jertfească pe fiul lui. Das war für Abraham eine schwere Situation. Aceasta a fost o situație foarte grea pentru Avram. Was mag Abraham da gedacht haben? Ce s-a gândit Avram în situația aceasta? Gott zu Abraham sagt, gib mir deinen Sohn. Când Dumnezeu i-a spus lui Avram, dă-mi pe fiul tău. Ich habe zu meiner Frau, ich habe meine Frau gefragt. Am întrebat-o pe soția mea. Was hättest du gedacht? Ce te-ai fi gândit tu? Wenn Gott sowas von dir fordert. Dacă Dumnezeu ar cere de la tine așa ceva. Und sie sagt, warum? Și ea spune, de ce? Na, sage ich, ich habe mich halt in die Situation versetzt. Da, eu m-am așezat în situația lui. Und ich habe gedacht. Și eu m-am gândit. Also ich hätte wahrscheinlich gesagt, Gott hat seine Meinung geändert. Eu poate aș fi spus că Dumnezeu și-a schimbat părerea. Er hat mir den Isaac geschenkt, aber jetzt will er ihn wieder haben. Mi-a dăruit pe Isaac și acum s-a răzgândit și a zis, îl vreau înapoi. Meine Frau hat gesagt. Soția mea a spus. Ich hätte Gott gesagt, du hast noch nie ein Menschenopfer gefordert. Eu aș fi spus că Dumnezeu de altfel încă n-a cerut niciodată o jertfă omenească. Ja, also ich habe in mich reingehört. Eu am ascultat în mine, aber sie hat Gott sein Wort vorgehalten. Dar ea a ținut cuvântul lui Dumnezeu. Ja, das ist schon mal was Besseres, ja? Acest lucru parcă este ceva mai plauzibil. Abraham hat was ganz anderes gemacht. Avram a făcut cu totul altceva. Abraham hat gesagt. Avram a spus. Wenn Gott den Segen auf Isaac legt. Dacă Dumnezeu a pus binecuvântarea pe Isaac. Und den Isaac jetzt als Opfer haben will. Și vrea ca eu să-l aduc pe Isaac ca și jertfă. Gibt's nur eine Lösung. Atunci este o singură variantă. Er muss ihn wieder auferwecken. Că trebuie să învie. Das ist 1. Mose 22. Asta scrie în Geneza 22. Da war von Golgatha noch gar keine Rede. Încă nici a fost nicio vorbă despre Golgatha. Wie kann Abraham dazu kommen? Cum poate Avram să ajungă aici? Und sagen, wenn Gott den Isaac haben will. Că dacă Dumnezeu vrea să-l aibă pe Isaac, von Soldat gibt er mir wieder. Atunci el mi-l va re. Was schreibt der Hebräer înapoi? Das so erklärt der Hebräerbrief. Așa de altfel ne explică
Cartea Evreilor. Abraham sagt, Abraham spune, wir gehen rüber zu den Berg und wenn ihr eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Dann werden wir wiederkommen, wir beide. Deci noi doi. Und aus diesem kleinen Vers sieht man, și din acest verset scurt, dass Abraham geglaubt hat, Gott macht den Isaac wieder. Abraham a crezut că Dumnezeul va învia pe Isaac. Este parcă de neconceput. Und er geht și el merge und bindet seinen Sohn auf den Altar. Și merge și leagă und nimmt das fiul Fesau său pe altar și ia cuțitul und war drauf und dran seinen Sohn. Și a fost gata să înfige. Und der Gott hat das nicht von Abraham verlangt. Și Dumnezeu n-a cerut lucrul acesta de la Abraham. Aber Gott hat das getan. Dar Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Gott hat das getan. Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Că l-a jertfit pe fiul său, pe fiul său pe care îl iubea. Niemand ist Gott in den Arm gefallen und hat gesagt, stopp, tu das nicht. Nimeni nu a strigat la Dumnezeu, stop, nu fă lucrul acesta. Gott hat seinen Sohn geopfert. Dumnezeu și-a jertfit pe fiul său. Pe acela pe care l-a iubit. Măriță, fiul. Cum nu vrea El, prin El, să ne dăruiască nouă toate lucrurile? Als Gott sieht, dass Abraham das tut. Când Dumnezeu a văzut că Abraham cu adevărat vrea să facă lucrul acesta. Dass Abraham so vertraut. Căci Abraham atât de mult se încrede în El. Da sagt Gott, ich habe bei mir selbst geschworen, Vers 16. Versetul 16, Genesa 22, cu versetul 16. Pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța și anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Amin. 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 Gottes Herz ist übergeflossen. Deci parcă inima lui Dumnezeu a curs așa, așa din abundență. Er sagt Abraham, wenn du das getan hast. Și a spus Abraham, pentru că tu ai făcut lucrul acesta. Gebe ich dir alles. Îți dau tot. Die Erde und den Himmel und die Völker, alles, cerul, alles, was popoarele, tot. Da? Weil er Gott vertraut hat. Pentru că s-a încrezut în Dumnezeu. Stellt euch vor, imaginați-vă. Abraham wäre bei Golgatha dabei gewesen. Abraham ar fi fost la Golgatha. Natürlich war Abraham nicht bei Golgatha. Bineînțeles că Abraham. Aber stellt euch vor, wäre dabei. Dacă ar fi fost acolo. Und die Jünger stehen unter dem Kreuz. Și dacă ar fi fost ucenicii sub cruce. Und sie sehen, wie Jesus stirbt. Și se uită cum moare Isus. Und sie sind traurig. Și sunt supărați. Und sie sagen, alles ist verloren. Și ei spune, totul s-a pierdut. Das war der Messias. El a fost Mesia. Jetzt ist er gestorben. Acum a murit. Was soll jetzt werden? Ce se va întâmpla? Alles ist vorbei. Totul este Abraham pierdut. Gesagt, Abraham ar fi spus. Nein, nein, nein. No. Dieser Jesus muss acest auferstehen. Iisus ar trebui și trebuie să învie. Der muss auferstehen. El trebuie să învie. Muss leben, weil der Segen liegt auf ihm. Ca să dea viață, pentru că binecuvântarea este peste el. Er ist der Sohn der Verheißung. Căci el este fiul promis. Und wenn Gott ihn jetzt opfert, și când acum el a fost jertfit, Dumnezeu l-a jertfit, este o singură posibilitate, că Dumnezeu trebuie să-l învie. Abraham hätte die Jünger trösten können. Abraham ar fi putut să mângâie pe ucenici. Und hätte sagen können, Jesus wird auferstehen. Și ar fi putut să spună, Iisus învie. Das steht so geschrieben. Cam așa ar fi scris. Und das wird Gott tun. Și acest lucru a făcut Dumnezeu. Die Jünger, ucenicii, haben mühsam an die Auferstehung geglaubt. Și ei n-au putut să creadă în înviere la început. Erst als Jesus tatsächlich auferstanden ist. După ce a înviat Domnul Iisus. Da sagt Thomas, ich glaube nicht, außer ich lege meine Hände in seine Finger. Toma, eu nu cred până când nu îmi pun degetul meu. Die Emmaus-Jünger haben ihn nicht erkannt. Ucenicii din Emmaus nu l-au cunoscut. Mühsam haben sie erst an die Auferstehung geglaubt. Deci cu mare greu au trebuit să au început să creadă. Und zwar haben sie an die Auferstehung geglaubt, nachdem Jesus auferstanden war. Dar ei au crezut în înviere după ce a înviat Iisus. Aber Abraham, dar Abraham hat vor der Opferung daran geglaubt. A crezut în înviere înainte de jertfă. Bevor er Isaac geopfert hat, hat er es geglaubt. Ca să aducă jertfă pe Isaac. Das ist ein Vater des Glaubens. Acesta este un tată al credinței.
Das ist ein großer Glaube. Aceasta este o credință mare. Abraham hat vor der Abraham hat crezut în înviere înainte de a învia cineva. Wir alle, wir glauben erst nach der Auferstehung. Toți care suntem aici, noi credem în înviere după ce a înviat. Aber wir glauben an die Auferstehung. Dar noi credem acum în înviere. Und deswegen sind wir Kinder Abrahams. Și de aceea noi suntem copii ai lui Abraham. Weil wir denselben Glauben haben. Pentru că avem aceeași credință ca și Abraham. Und weil wir an die Auferstehung glauben. Și pentru că credem în înviere. Glauben wir wie Abraham. Credem ca și Abraham. Versteht ihr das? Înțelegeți? Glaube ist eigentlich keine Leistung. Deci credința nu este ceva ca să te forțezi. Glaube ist ein Überzeugtsein. Ci credința este să fii convins. Wenn ich von etwas überzeugt bin. Când sunt convins de ceva. Wenn ich erkenne, dass die Bibel wahr ist. Când recunosc că Biblia este adevăr. Dann glaube ich das. Atunci cred. Warum soll ich nicht glauben, was wahr ist? De ce să nu cred ce este adevărat? Ein Arbeitskollege hat mich gefragt, warum glaubst du? Un coleg de lucru m-a întrebat, de ce crezi tu? Ich habe gesagt, ich habe die Bibel gelesen. Eu spun că eu am citit Biblia. Ich habe alles geprüft. Eu am verificat totul. Es ist alles wahr. Este totul adevăr. Warum soll ich nicht glauben? Atunci de ce să nu cred? Wir glauben nicht an irgendetwas. Noi nu credem în oareceva. Wir glauben an Tatsachen. Noi credem în ceva. Amin. Wir sind Christen. Noi suntem creștini. Wir glauben an Leibe, nicht alles. Noi nu credem toate. Aber an die Auferstehung. Dar în înviere noi credem și în învierea lui Iisus Hristos. Pentru că acesta s-a întâmplat. Iisus Hristos a înviat. Amin. Și niciun diavol. Demon și niciun înger nu poate să-l aducă din nou înapoi în moarte. El a biruit mort. Das ist Tatsache. Aceasta este adevăr. Das ist ein Fakt. Este un fapt. Glaube ist kein Gefühl. Deci credința nu este un simțământ. Glaube kann auch Freude schaffen, auch Leidenschaft. Credința sau numai credința pot să fii bucuros sau chiar să fii supărat. Aber ruhen tut der Glaube auf Fakten, auf Wahrheit. Dar credința se odihnește pe ceva palpabil, dacă vreți acum. Christus ist die Wahrheit. Pentru că și Hristos este adevărul. Dieses Wort Gottes ist viel klarer, als wir das vielleicht annehmen. A lui Dumnezeu este mult mai clar decât am putea noi să ne imaginăm. Jedes einzelne Wort ist pure Wahrheit. Fiecare cuvânt din Scriptură este un adevăr pur. Reine Wahrheit. Deci este un adevăr curat. Bis ins letzte i-tüpfelchen. Până la ultima virgulă. Amin. Sagt das auch. Domnul Iisus chiar spune. Ja. Selbst das Jota wird nicht umkommen. Nici chiar o iotă nu se va pierde. Seine Berge und Hügel. Deci, toate munțile și toate dealurile s-ar pierde. Dar cuvântul lui Dumnezeu. Und wir dürfen dieses Wort kennen. Și noi putem să cunoaștem cuvântul acesta. Dass Israel jetzt in so einer Spannung ist. Israelul este acum într-o astfel de situație. Macht mich ganz wach. Mă face acum parcă mai trias. Tag und Nacht geht mir das in Kopf. Și noapte acum cuvântul îmi trece prin cap. Und ich suche der Schrift. Și caut în Scriptură. Ja? Und ich freue mich, bucur, so schlimm wie das für das Volk auch ist, chiar cât este dass sich da wohl Prophetie erfüllt. Căci se mai împlinește încă o profeție. Pentru că noi am auzit că două toiege se vor rupe. Și chiar știm acum că se va rupe și legământul lui Dumnezeu cu popoarele. Deswegen haben wir so schlimme Zeit. De aceea trăim noi în astfel de vremuri grele. Am gesprochen von Covid und den ganzen Themen. Deci, fratele Nico a vorbit despre Covid și despre tema aceasta. Eine böse Zeit in der este o vreme îngrozitoare. Und noch böser ist im Geistlichen. Și mult mai îngrozitoare este pe linia duhovnicească. Mulți vor cădea de la credință. Își vor pierde credința. Rămâneți star la ceea ce aveți. Ca nimeni să nu vă iei corona. Aber, dar in den Zelten der Israeliten war Licht. În ja, frumos. Ja? În cortul lui Israel era lumină. Draußen war es dunkel. Afară a fost întuneric. Aber drin war Licht. Dar înăuntru a fost lumină. Ja, Licht Gottes. Aleluia, cuvântul lui Dumnezeu, lumina lui Dumnezeu. Was machen wir denn jetzt? Ce facem noi acum? Wir warten. Așteptăm. Wir warten. Wir așteptăm. Wir warten, dass Jesus kommt. Așteptăm să vină Iisus. Amen. Dar între timp noi și lucrăm. Ja, da und dort. Wo acolo și acolo unde ești tu. Und wir warten. Și așteptăm. Wir gehen in die Schule. Mergem la școală. Wir gehen zur Arbeit. Mergem la lucru. Wir achten auf unsere Familie. Noi avem grijă de familia und noastră. Wir glauben, dass Jesus dar credem că Iisus a înviat. Amen. Wir glauben, dass Jesus auferstanden ist. Și noi dacă credem că Iisus a înviat, wir Kinder Abrahams. Atunci suntem copiii lui Abraham. Und dann dürfen wir irgendwann Jesus sehen. Și noi avem dreptul să-L vedem pe Iisus. Und dann ist für
uns alles gut geworden. Și atunci totul este bine pentru noi. De Tag für Tag. Și asta zi de zi. Zi de zi mergem prin credință. În încredere în Iisus și El ne duce la țintă, amin. Egal ce se întâmplă. Și această nădejde noi putem să o avem. Chiar în probleme financiare, sănătate, când suntem în nevoi, Iisus, El ne poartă în grijă și ne duce acasă. Aceasta este Evanghelia. Și așa credem ca și Avram. Și apoi ajungem acasă. Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumim pentru că ați ascultat. Domnul să vă binecuvânteze. Multă putere să vă dorească. Multă credință și încredere. Că suntem pe partea cea bună. Domnul Iisus a mers înainte noastră. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Mulțumim.